O nouă meserie este din ce în ce mai căutată în România, specialistul în control intern. Acesta este doctorul afacerii. El cercetează toate activitățile și procesele derulate în companie la toate nivelurile și vine cu sugestii de îmbunătățire sau de remediere. Pe de altă parte, specialistul în control intern are și rol de paznic. Statutul de independență față de conducere conferit prin lege îi dă posibilitatea să analizeze și să evalueze dacă sunt respectate standardele de eficiență și de etică. Control intern este un set de norme, proceduri, de bună practică pe care orice instituție publică, conform legislației anterior menționate și orice instituție privată, o implementează cu scopul de a eficientiza, dezvolta activitatea și de a crea acele premise ca tot ce înseamnă fluxul de lucru să se desfășoare corect, coerent și coordonat. În sectorul privat acest lucru înseamnă o eficientizare a utilizării resurselor și maximizarea profitabilității, iar în sectorul public înseamnă un serviciu mai bun în interesul cetățeanului. Rolul meu este de a aduce valoare activității de zi cu zi pe care o îndeplinesc cei din întreprindere și să nu mă implic în day-by-day business, ca să zic așa. Specialistul evaluează modalitățile în care managementul gestionează riscurile și dacă sistemele de control intern sunt aplicate corespunzător. El urmărește dacă acestea sunt valide și ating obiectivele pentru care au fost propuse. Având o imagine de ansamblu asupra întregii entități, specialistul poate veni cu idei pentru o mai bună coordonare. În România există aproximativ 3-4 mii de practicieni reuniți în cadrul Institutului Național de Control în România. Pentru a deveni specialist în control intern, ai nevoie de studii superioare. Cursurile de formare profesională au o durată de 3 ani și se desfășoară în cadrul Academiei de Control Intern din Capitală.